Salutare tuturor! În primul rând, înainte de a începe acest vlog, vreau să vă urez la mulți ani, multă sănătate vouă și celor de acasă și bine am intrat în 2021. După cum știți, în perioada aceasta nu prea se poate călători și am luat decizia de a face un fel de daily vlog. De ce spun un fel de daily vlog? Pentru că nu știu dacă o să fie chiar în fiecare zi, dar prin aceste vloguri o să mă cunoașteți pe mine mai mult, o să-mi cunoașteți prietenii, o să-mi cunoașteți și familia și practic o să vedeți ceea ce fac eu în fiecare zi în momentul în care sunt aici în București. Am luat această decizie pentru că nu vreau să vă las fără vloguri aici pe canal și bănuiesc că o mare parte din voi o să fie dezamăgiți, dar mi-asum toate riscurile. Mai bine așa decât deloc, nu? Așa ziceam și eu. Dacă tot am intrat în 2021, eu zic să începem anul în forță. Și când zic în forță, mă refer la astfel de forță. Gata și cu antrenamentul de astăzi. Acum vreau să îmi las geanta și, ca după fiecare antrenament, merg să-mi iau ceva de mâncare de la supermarket, pentru că mi este foarte, foarte foame. Așa că o să vedeți și ce mănâncă Travel a Bit după ce face antrenament. Am luat telefonul pentru că nu vreau să am probleme în momentul în care filmez prin supermarket. Dar înainte de a ajunge la supermarket vreau să vă arăt o chestie. Deci am rămas uimit de ce cost sunt aici. Ia, ce păcat. Man. Cu cuvinte, românii se îmbulzesc ca să-și plătească impozitele de la începutul anului. Nu știu dacă e ok, dacă, na, bănuiesc că nu vor să rămână cu datorii, dar cred că poți să plătești și pene din câte mi-aduc aminte și chiar dacă nu plătești azi, poți să plătești și săptămâna viitoare, nu e problemă, părerea mea. Să revenim la oile noastre. Primul lucru, spanac. Am fac o salată de spanac pentru că salata normală mie nu prea îmi place. Cât e asta? 4,39 lei. Da, o și am spanac. Deci, blană. Fac. Roșii din Turcia, ca să fie treaba. 76. 2,45 lei. 5 roșii. Acum trebuie să iau avocado. Ce ziceți? Iau un avocado de ăsta românesc? Băgăm și 2-3 mere de astea. Vă aduceți aminte merele din Turcia. Sunt rodi, nu sunt mere. Arată bine. Asta cât e? 2,29 lei din Italia. E, cum se dice? Stai așa că am găsit avocado la 3,99 lei. Ăla era 5 lei. Deci cred că o să iau de asta. Asta e de Mexic. Avocado de Mexic, nu e de Kenya. Așa că poate data viitoare. Mai am de luat două ingrediente. Brânză feta, care deja am văzut aici. 10 lei. Văd că mai e și asta, mai e și aia la 12 lei, asta n-am încercat niciodată, să vedem cum e. Și ultimul ingredient, măsline verzi cu ardei înăuntru, după care vedem cât costă și mergem acasă, că mi-e o foame de nu mai știu nimic. Cam atât a costat tot ce am cumpărat, 50 de lei. Bine, am mai luat și o pâine, am mai luat și niște mango și plătim cu Revolutul. Sincer, mă așteptam să plătesc mai puțin cumpărăturile astea, dar se pare că cei cu supermarketurile știu, frate, mereu cum să te facă să cumperi chiar dacă nu vrei să cumperi. Deci m-am dus, am luat ce aveam necesar, am mai văzut, uite și un mango, ia și doi mango, sau două mango, cum se spune, un mango sau două mango, în fine. Ia și pâine, ia și aia și uite așa s-a făcut 50 de lei. Deci, bravo, marketing de calitate. Fac, fac și de alea așa, pac, 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 pac. Și am rezolvat treaba. Așa că mai trebuie ceva. Spanacul. O chestie pe care de multe ori încerc să... Ah, uite, proaspăt spanac. Spanac. Uite că nu se vede. De cele mai multe ori încerc să cumpăr de asta ca să nu mă stau, pentru că nu am strecurătoare. Opa, a rămas focus. Nu am strecurătoare de aia și nu mă stau să mai pac. Dar știți ce nu m-am uitat? Că nu expiră. 8 ani, e bine. E bine, e bine, e foarte bine. Fac cum face părintele Daniel, ca să lămurim o treabă. Tot ce am cumpărat acum, nu vă gândiți că o fac doar o dată. Deci toate ingredientele, că nu știu să mai vorbesc, ingredientele astea le voi folosi probabil 2-3 zile. Deci eu zic că am făcut afacere față de Mega Image, unde merg și lași acea sumă pentru mult mai puține lucruri. Erge și oșeană. Cartoful de România, îl vedeți aici. Ce mai avem de pus? Măsline, rodie, rodie, mărul discordiei, mărul românesc. Hai că avem măr românesc din Turcia, cartof românesc din Mexic, ca să nu spuneți că nu suntem peste tot acasă. Chiar sunt curios să văd ce gust are brânza asta, feta. Câteva măsline, ca să fie treaba. Acum mulți dintre voi să-mi spună, bă, dar asta nu mâncare de după sală. Cu asta mă simt eu bine. Deci avem 2, 5, 6 măsline. De aici așa, pac. Ingredientul secret. Un pic de zeamă de lămâie și un pic de ulei de măsline, pentru că doar un pic, așa, un fir. Un fir de blană. Știți cum e aia? Șic, ia să vedem ce a ieșit. Deci, mamă, ce bine miroase. Cam așa arată salata pe care o mănânc eu după sală. Și acum, să vedem dacă e și bună. Că eu o fac. Da. A treia variantă, a treia încercare merge. Deci, hai să stau invers așa. Mamă, ce bună. Băi, chiar dacă nu mâncați după sală, eu zic că e o variantă extraordinară. Extraordinară, domnule. Poftă bună pentru gurmani dintre voi. Dacă m-ați urmărit pe Instagram, ați văzut că ieri am postat un story în care îi trăgeam un pic pe cei de la EMAG de urechi. Faza e că, dacă nu m-ați urmărit, vă explic acum. Am comandat un cooler pentru laptop. Era în stoc, trebuia să merg să ridic în acea zi, am fost acolo, am stat 15 minute la coadă și din păcate băieții din stoc nu l-au găsit, nu știu care au fost motivele, poate erau prea obosiți, poate chiar nu exista, dar cert e că după ce am făcut story-ul pe Instagram, cei de la EMAG m-au contactat, mi-au scris, m-au întrebat ce s-a întâmplat, detalii și în mod normal un nou cooler ar fi trebuit să îmi vină mâine, dar uite că astăzi am primit telefon de la birouri și mi-a spus: domnule Abit, vă rugăm frumos, veniți la showroom pentru că v-a sosit coolerul. Așa că uite, câteodată mai e nevoie să tragem și un pic de urechi ca să obținem ceea ce dorim. Înainte de a merge să ridicăm pachetul, trebuie să merg să bag un pic de motorină pentru că nu prea mai avem. Și sincer nu aș vrea să mă trezesc că rămânem în pană. Imediat vedem și cât costă motorina. Uite de ce a ajuns. Bună ziua. Nu. Mă mut? Ok. Am înțeles. Mersi mult. m-am băgat ca tântălău. În fine, văd că acum motorul este 4,79 e benzina și 4,90 motorina. Opa, destul de mult, dar motorina standard. Opa. Vedeți cu ochii la voi și preocupat să filmez. Am uitat să scot capac. Băgăm motorina și mergem să ridicăm le pachet. Știți ce mi se pare ciudat? Că zilele trecute chiar văzusem o știre la televizor prin care se mărea salariul minim pe economie cu 50 de lei. Cam așa, 50 sau 60 de lei. Și ce credeți? La o zi sau două după această știre a venit știrea, a venit știrea că se măresc prețurile, se mărește prețul la lumină, la gaze, deci degeaba s-a mărit salariul minim pentru că s-a mărit și cheltuielile. Acum nu știu dacă e ok sau nu, dar sper să fie totul bine anul ăsta. Hai că de data asta a fost cu noroc. Au găsit băieții culerul. Nu e cine știe ce e mega cooler, dar pentru laptopul meu eu zic că merge. Acum să vedem dacă și funcționează când ajungem acasă. Băgăm viteză ca să ajungem repede acasă, pentru că știți că traficul din Crângaș nu e chiar atât de lejer în timpul zilei. Și sincer nu aș vrea să rămân vreo o oră blocat în trafic până ajung acasă, până testăm nebunia asta, până facem alte chestii, până editez, se face noapte și n-aș vrea să se întâmple chestia asta. Știți care e una dintre cele mai mari probleme în București? Locul de parcare. Bineînțeles, eu locuind în apropiere de o policlinică de copii, mai mereu locul meu de parcare este ocupat de alții. Măcar lasă un număr de telefon. Majoritatea care vin aici și parchează au impresia că sunt locurile de la policlinică. Lasă un număr de telefon. În cazul în care vin, te sun și nu trebuie să ne certăm după aia, să te blochezi sau alte chestii, să-ți ridici tergătoarele, românisme de-astea de ale noastre. Așa. Ce ziceți, avem noroc sau nu prea avem noroc? United by Love. Bineînțeles, nu avem noroc. Hai că am rezolvat treaba destul de ușor. A venit imediat și a mutat mașina. V-am zis, una dintre problemele din București este că avem prea multe mașini. Din câte am înțeles, sunt undeva la vreo 2 sau 3 milioane de mașini și cam 500.000 de locuri de parcare. Deci nu e de mirare că se bate lumea și se linșează pentru un loc de parcare. Eu, din fericire, am avut noroc, am prins loc de parcare de la bloc și, ca de fiecare dată, ne descurcăm, că doar suntem români. Văd că merge și laptopul. Știți că zilele trecute, înainte de Revelion, de fapt, am postat pe story aici și am zis că nu mai pornește laptopul. Uite că după Revelion a pornit singur, fără să mai fie nevoie de vreo intervenție. Ia să vedem colorul ăsta. Deci avem o bucată și cablu. Opa, avem și informații. E mișto că are și un de reglare. Fac ceva de genul ăsta. Gata. E ca la șezlong. Vedeți? Puneți fix ca la șezlong. Și cât de folosești unghiul și asta e ca să nu aluneci. Ia să vedem dacă merge sau nu merge. Nu vă uitați aici că nu e de voi. Da? Ați mâncat adineauri, ați mâncat salată. Astea sunt pentru mai încolo. Da? E ok. 4 5. Dăm drumul la grătar. Ăsta a fost vlogul de azi. Sper că nu v-am dezamăgit. Dacă am făcut-o, promit să mă revanșez. Dacă vreți să stăm de vorbă, mă găsiți pe Instagram Travel a Bit. Apropo, nu uitați să dați follow, like, share, subscribe și toate nebunile pe care știți că trebuie să le faceți. De fapt, nu trebuie, vreți să le faceți. Și noi ne revedem mâine cu un nou vlog. Nu uitați până atunci, let's travel a bit!